În zilele de 16 și 17 decembrie, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989, Planeta copiilor. Tribunalul, în numele legii, condamnă. Vreo 30 care trebuie să fie lichidat urgent, fiindcă face atmosferă. Colții cu toamnei, dragă. Te doamne personal că e vorba de femeile alea care aveau gură mare. Mahalajeicelele. În 21 decembrie, mulțimile răzvrătite au creat scene mai dramatice decât tot ceea ce se întâmplase înainte pe scena naționalului. Aici au strigat jos Ceaușescu și jos dictatura, aici s-a strigat vrem libertate și adevăr, aici a curs sânge și s-a murit. Deloc întâmplător, vestea dorită a scăpării de ceaușești au anunțat-o public un poet și un actor, Mircea Dinescu și Ion Caramitru. În cele ce au urmat, edificiul Teatrului Național a devenit elementul central din fundalul scenei pe care s-a derulat fenomenul Piața Universității, kilometru zero al Bucureștiului. Eu nu cunosc nicio altă capitală europeană unde punctul central să fie Teatrul Național. Aici, la kilometru zero, s-a instaurat zona liberă de neocomunism. Un spațiu al libertății, un loc aparte în fractura istorică dintre totalitarism și democrație. Pe scena aceasta însă s-au derulat și mineriadele. În timpul tulbure al începutului anilor 90, în patimile și în confuziile politice ale vremii, ar fi putut ușor sfârși într-un război civil. Între cuvântul liber rostit fără cenzură pe scena naționalului și libertatea civică a cetățenilor, intervalul acesta s-a construit ca o trainică punte. Aici s-au contestat decizii politice și aici au avut loc manifestări pro sau contra unor decizii. Kilometru zero, marcat simbolic de Teatrul Național București, a fost și rămâne un loc privilegiat al memoriei facerii democrației românești. Un splendid destin al unui lăcaș de artă. Dar o să crească mare. Parcă-l văd cu mustăcioară și în haină militară. Cel mai bun și cel mai brav soldat. Cel mai bun și cel mai brav soldat. Tata un soldat.
dar până atunci să crești. Voinic să crești. Te așteaptă viața, te așteaptă țara. Voi atâta să-mi trăiești. Abia aștept să mă îndrez cu tine, să spun oricui. M-am născut într-o noapte cu multă zăpadă. Am fost 12 băieți și o fată născuți în acea noapte la maternitate. A fost un copil foarte iubit. Nu aveam nevoie de nimic decât de familia mea. Tata vroia ca eu să devin farmacistă în halat alb, cu pipetă, să lucrez într-un mediu liniștit și curat. Mie îmi plăcea să mă uit la cer, eram bună la matematică și visam să studiez astronomia. Lucrurile importante din viața mea împreună cu ai mei s-au petrecut în casa din strada Sărbunilor numărul 12. O casă de vis, se râdea foarte mult. În anii 80 eram studentă la teatru și îmi trăiam tinerețea fără bătaie lungă. Mă numesc Daniel Badale, m-am născut pe 15 august 1969 în comuna Trușești, la vreo 35 de kilometri de Botoșani. Am mai avut două surori care au murit de mici. Mama a fost femeie de serviciu, tata zugrav vopsitor. Copilăria mi-am petrecut-o la țară, fără griji, nu aveam restricții. La 7 seara mă uitam la desene animate Mihaela, de 23 august mergeam la Casa Pionerului, băteam la tobe pe ritm de defilare, strigam Ceaușescu și popor. Nu m-am gândit nici o secundă că trăiesc în comunism. Mergeam la cinema, erau la modă filmele indiene, plângeam, mă afectau. Lumea își rupea hainele la coadă la bilete, se făcea speculă cu bilete. Mă parfumam cu odecolon de la tata, în loc de fixativ foloseam apă cu zahăr. Ascultam Corina Chiriac și Dan Spătaru, dar cel mai mult îmi plăcea muzica populară, Dolănescu și Irina Loghin. Cine avea tricou cu cei doi era rege. Eu nu mi-am permis. M-am născut dintr-o familie de macedo-români, de aromâni, cum se zice. Tatăl meu vine din partea albaneză a fostei Macedonii, mama din partea grecească a fostei Macedonii. După cel de-al doilea război balcanic s-a făcut schimb de prizonieri între turci și greci. Prizonierii greci repatriați trebuiau plătiți, erau mercenari. Li s-a spus să intre peste a români, să le ia tot ce au acolo, să-i omoare dacă e nevoie și să le rămână lor. Au fost tensiuni mari între greci și a români. Atunci s-a făcut o delegație de a români care a venit la București să ceară repatrierea în țara mamă. Gheorghe Celea, învățător, făcea și el parte din această delegație. El era bunicul meu din partea mamei. A românii repatriați au fost colonizați într-un teritoriu la sud de Dobrogea, care se cheamă Cadrilater. România i-a recunoscut ca frați. Au stat acolo între 1925 și 1940, când prin pactul Ribbentrop-Molotov, România pierde Basarabia către ruși și Cadrilaterul către bulgari. Atunci familia mea a venit la București. Mama se împrietenise cu doamna de la parfumerie și când primea produse cosmetice, le ascundea pentru noi în vasul de la WC-ul. Erau deodorantele Favorit, Mozaic, șamponul de ursică. De 8 martie, uneori, mama primea faimosul săpun de măr. Ambalajul era deja deteriorat, semn că trecuse din mână în mână pe post de cadou. În realitate, cred că nimeni nu-l folosea. Era doar pe post de
mică atenție. Mi-aduc aminte de cozile de la benzină. Stăteam și câte două zile cu tata, îl ajutam să împingă mașina ca să înainteze. Mama mă trimitea cu mâncare pentru el. Acasă la noi se asculta Europa Liberă, la radioul Selena. Ai mei au fost membri de partid, eu am fost pionier. Am fost crescută într-o atmosferă lipsită de curaj. Și acum lipsește uneori curajul de a spune deschis ce gândesc, ce simt. Am fost crescută cu respect față de teamă. De mic copil, înainte de Revoluție, era învățat să fii un bun comunist. Asta era o normalitate și nimic mai mult. Nea Nicu cu Lenuța și care mai era în gașca lui, au trecut vaporul. Veneau de la Cernavoadă până la Constanța, la Azize, ca să inaugureze canalul. La un moment dat s-a oprit stația de la vapor. Ăsta vorbea, dar noi nu auzeam nimica. Și atunci toți șefii pe acolo, băi, să vezi ce pățesc ăștia, că îi bagă la sabotaj. Și au fost așa, știi, vreo 2-3 minute liniște, după aia a vorbit și după aia am auzit că totul s-a întâmplat cu ei, că i-a luat la întrebări. I-a pedepsit. Da, da, i-a luat la întrebări. Da, ei ce făceau? Erau în vizite de lucru? Atunci era la inaugurare, în vizite de lucru când erau, deci eram la partea ta, la Mejdie, la castelul mai bine zis, și ca să nu vadă că nu-i canalul gata, deci au făcut o porțiune pe mijlocul canalului, pe unde se trece el cu bărcuța. Bărcuță, așa, era deci un vaporaș. Și în rest, deci l-au acoperit cu apă. Toată zona a fost inundată cu apă, nu se mai vedea că nu-i derocat, nu știu ce. Deci pe margini, pe acolo, nu era canalul gata. Și după aia, după ce s-a terminat vista, hai să scoatem apa, hai să facem explozie ca să dărâmăm. Deci a fost o muncă de asta de un prost, numai ca să vadă ăsta că nu-i gata, că e gata canalul, dar de fapt el nu era. Cu planuri cu astea. Și asta, deci, nu-și dă de seama care-i treabă, nu. Deci el nu și-a dat seama că nu-i canalul gata? Nu, nu. Ați regizat voi toată chestia asta? Da, că a văzut numai apă pe acolo și a zis, e gata. Și ăștia la sau, au, să luăm angajament, că îl terminăm până nu știu când. Eu, foarte bine. Și deci l-ați văzut pe Ceaușescu? Da. Cum a trecut pe acolo? Ce făcea? Deci l-am văzut. Exact cum lătau ăștia în secvenție. Deci dădea din mână, deci indicații, doar se pricepe la toate, ce să spun. Că a fost placa sa poporului, deci unde e acum sunt parlamentari. Și tot așa, în fiecare sâmbătă sau duminic era acolo, el cu Lenuță venea. Și tot așa, dărâm acolo, dărâm acolo. Deci indicații prețioase. Deci muncă, nu în zadar, dar, deci muncă de un prost așa. Cel puțin îți spun, pentru vizita aia, s-a muncit cred că mai mult de jumătate de an, un an, ca să termine într-adevăr canalul. Ăsta e canalul, s-a întâmplat în felul următor. Deci ăsta trebuia să fie gata, acum e gata aproape. Și pe aici, deci s-a lăsat un șans ca să treacă, să meargă el, și rest s-a acoperit cu apă. După ce a trecut, deci se scoată apă cu exploziv ca să poți să-l faci într-adevăr gata. Aici e fresca aia care e la Basarabia, deci unde s-au adunat ăștia când a făcut inaugurarea. Uh-huh. Deci lângă fresca, așa era un sostrodan, acolo s-a întâmplat treaba respectivă. Uite, aici semnătura lui, îl dai seama. Deci, revet, participare la medalia comemorativă canalul Dunăre Mare Neagră. Și aici, deci de la orășelul de carton, deci unde era, îl dai seama. Așa ne vorbim. Și asta orice lucru. Deci unde eram cazați militari, noi, deci acolo trăiam. În orașul de carton. Da. Ca să nu spui că zice că el nu prea era, ea era scorpia de acolo. Tot îi spunea. A, încă o chestie cu Ceaușescu. Mi-a spus Vărmiu, care lucra la Danubiana. Și a venit în vizită la Danubiana. Și ăla era aproape, știi, că i-a scos acolo, să dea, să aplaude, să rămână. Și a auzit-o Vărmul pe ea, spunând, ce mai vor și vermii ăștia? Pe cuvântul meu, mi-a zis, băi, să mor,
Ce vor vermi ăștia? Deci, exprimarea, credea că nu se aude. Și el a zis, lasă, lasă, denunță sau nu știu, așa ceva. Dar vorba e, deci, eu, de asta, dai seama ce scorpice, ce vor vermi ăștia? Soldățelu, lutăticu. Dar nu asta, hai de la strofa aia. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut pe placul meu și ai venit băiat pe lume. Soldățelu, lutăticu, vedea-te aș mai militar, stând de veghe la hotar, ca să mă mândresc cu tine. Dar acum ești mic, băiete, și la vârsta ta nu prea cred că te vor recruta. Când o fi să faci armata și vei fi concentrat, să înveți meseria de soldat, din trompetă sune așa. Soldățelu, lutăticu, mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut pe placul meu și ai venit băiat pe lume, dar acum ești mic, băiete, și la vârsta ta nu prea cred că te vor recruta. Ca să vezi să faci armata și vei fi concentrat, ți-a luat tata o trompetă și o tobă ți-am luat. Din trompetă sune așa, soldățelu, lutăticu, multe, mult am așteptat și am dorit să fii băiat ca să-i las cuiva un nume. Începem în august 48. Securitatea s-a înființat oficial atunci. A fost o poliție politică numită Securitate, nu Serviciul Național de Informații, și care s-a comportat, după părerea mea, ca o prelungire, în primii ani, ca o prelungire a armatei sovietice de ocupație, pur și simplu. Nici vorbă de ceea ce s-ar putea numi în mod profesional muncă de informații. A fost o falangă în armată a Partidului Comunist, care a luat puterea în România sprijinit pe tancurile sovietice. Organizatoric sunt două momente importante după înființarea ei în 48. Există un moment important în 67 și unul mai puțin important în 72. Până în 65 au primit practic puteri nelimitate, nu au acționat așa cum ar fi fost firesc într-un stat democratic, prin intermediul organelor de justiție atunci când ar fi fost cazul, ci direct printr-un asalt asupra populației civile. Au arestat, au deportat, au dat domicilii obligatorii, au internat în lagără de muncă. Un control total asupra societății, în primul rând asupra justiției. Pe lângă faptul că exista un control deplin asupra vieții politice, confiscată de un singur partid. Dar nu mai existat nici amintirea separării puterilor în stat. Pur și simplu, discreționar, au făcut ce au vrut cu viețile oamenilor. Ce s-a întâmplat după 1964-1965? Nu a mai fost violent represivă, dar a fost extrem deficientă în a controla societatea românească în profunzime, prin alte metode, nu prin ceea ce chiar ea a numit abuzuri și crime. Această a doua perioadă își propune să știe tot. Să știe tot și să poată să anticipeze orice. Orice ar putea fi, ar putea fi neconvenabil. Executanții sunt de mai slabă instrucție, nu sunt oameni cu școală, sunt studii modeste. Se vede asta în dosarele lor de cadre. Modeste însemnând sub mai puțin decât liceu. Uneori, mai ales în zona asta de penitenciare, e cumplit, adică abia pot să scrie. Păi erau cei mai buni ăștia. Sunt oamenii neșcoliți, oamenii care pot fi indoctrinați ușor, care pot să își piardă empatia cu totul, care au fost de foarte joasă extracție socială și dintr-o dată au puterea asupra altora. Nu avem un comunism românesc școlit. Liderii comuniști români, exceptându-i pe cei de la
primele momente, care sunt de import, da? Nu sunt oameni formați în România, sunt oameni cu școală sub medie, cu pregătire intelectuală sub medie. N-are nicio legătură cu comunismul sau cu stânga intelectuală, să zicem, occidentală, lângă care, nu știu de ce unii insistă în ziua de azi să împingă comunismul românesc, n-are nicio legătură. Comunismul românesc a avut fața unui semi-analfabet și a mai multor semi-analfabeți care erau lângă el. Se destructurează țesutul social, pur și simplu. Oamenii încep să se ferească unii de alții, să nu mai aibă încredere în nimeni, să se uite peste umăr și în jurul lor când vorbesc, să nu mai spună ce gândesc, să nu mai scrie scrisori ca și cum ar fi liberi, să nu-și mai dorească decât să își hrănească familia și să nu pățească nimic, nimic rău. Ceaușescu a fost tot timpul obsedat de străinătate, tot timpul. Obsesia pericolului extern este în primul rând obsesia naționalistă a lui Ceaușescu. El este un naționalist pur sânge. Tot ce nu e românesc e suspect. Tot ce vine din afară, deși noi vrem să cucerim ca imagine Occidentul. Și-a construit o față pentru Occident, de dizident în interiorul blocului sovietic, de mare apărător al drepturilor omului, de negociator în procese pentru pace. Vrea să facă pe mediatorul între arabi și izraelieni. Este marele porumbel al păcii din Balcani și din Carpați. Dar în interior, românii care sunt deschiși, curioși și dornici să ia contact cu lumea liberă, sunt urmăriți pentru asta. The revolution in Romania was so bloody because of the absence of any organized opposition within the Communist Party, because of the absence of any discussion of alternative directions that the Communist Party might take. And therefore, we reached a situation in December 1989 when the vast majority of Romanians felt that they were trapped within a regime which could not be displaced by any popular democratic means, and the only way of replacing it, of overturning it, was through violence. Now, the bloodshed came about because of the loyalty shown by some elements in the Romanian army and in the Romanian Securitate towards Ceaușescu. After Ceaușescu's flight from the Central Committee on the 22nd of December 1989, elements within those two bodies, that is the army and the Securitate, sought to bring Ceaușescu back to power. He'd fled the Central Committee building, a clear sign on Romanian media, both on the radio and the TV, that he was vacating power, although in his mind, of course, he was intending to return. But at the same time, those people who relied very much on the rule of Ceaușescu for their positions in society, in the state, in the Romanian state, namely senior army officers and senior members of the Securitate, felt that their future lay very much with the future of Ceaușescu and sought to restore him to power. Hence we had the bloody fighting on the streets in several cities in Romania. Many of the victims were in fact victims of friendly fire, because the Romanian soldier was very poorly trained. They were not skilled or trained in crowd control. And in Timișoara, for example, we know we have documentary evidence of troops and elements of the security forces firing on unarmed demonstrators on the 17th and the 18th of December 1989. So this struggle for power after Ceaușescu's flight from the Central Committee led to bloodshed and eventually the victory of
what we might call a second tier of communists, that is the National Salvation Front. The Romanian Revolution captured so much international attention because it was the only revolution in Eastern Europe at the time that in the minds of many lived up to the name of a revolution. And by that I mean it had those elements of bloodshed, sadly, of violence on the streets, of tanks, of course, the execution of both Nicolae Ceaușescu and his wife, Elena. All of these factors led to Romania occupying the headlines in the broadcast media throughout the world over Christmas and the new year of 1990. Numele, legii, condamnă. La orele 12, Ceaușescu a fugit cu elicopterul, cu soția și cu alți doi lideri de partid și de stat. Arcămanea Mânescu era unul și au fugit de pe, cu un elicopter pus la dispoziție de Stănculescu. Chestiunea e că la Târgoviște, Ceaușescu, soții Ceaușescu erau reținuți ilegal, pentru că n-aveau mandat de arestare. Comandantul de acolo a tot cerut, domnule, să intrăm în legalitate. Eu ce fac? Îi țin arestați cu ce drept? Era o problemă. Și atunci se punea problema să intre în legalitate cum? De să aibă un mandat de la procuror ca să îi țină acolo. Și eu asta am făcut. Am dat mandat de arestare, s-a anunțat arestarea de atunci la televizor și lumea a început să creadă că da, au fost arestați și mulți militari au început să nu mai respecte ordinele cum ar veni, pentru că cel care le dăduse era arestat. Dând mandat de arestare, îți asumi obligația în continuare. Și a trebuit să încropesc și un rechizitoriu că trebuie să scrii în mandat pentru ce infracțiuni. Înțelegeți? Și pentru că era vorba de șef de stat, nu puteam să merg pe infracțiuni de drept comun. Era șef de stat, ăștia sunt criminal de sistem, discutam mai înainte. Și atunci mi s-au părut corect să-i rețin infracțiuni contra umanității. Și am spus președintelui, Dumnezeu să-l odinească pe pagii, că infracțiunile ar fi cam astea. Le-am scris de mână, eu, scrisul meu acolo pe rechizitoriul. Zic, n-aveam, și el mi-a zis, mă, tu crezi că stă cineva după tine să faci dosare acum? Ăștia nu se fac în câțiva ani. Zice, ce s-a întâmplat aici? Hai să începem procesul, că cere lumea în stradă începerea procesului. Deci ăsta a fost gândul cu care noi ne-am dus la Târgoviște. Deci n-a discutat nimeni cu mine sau cu judecătorul că acolo va urma executarea soților Ceaușescu. Și procesul a durat ceva mai mult de o oră acolo, pentru că președintele n-a reușit, președintele instanței, să aibă un dialog concret cu soții Ceaușescu. Au refuzat orice dialog cu președintele. Ceaușescu a zis că pe el nu-l judecă decât Marea Adunare Națională. Președintele a explicat că s-a dizolvat Marea Adunare Națională, că nu mai există Marea Adunare Națională. N-a înțeles, n-a vrut să înțeleagă lucrurile astea. Deci n-a cooperat în niciun fel cu instanța. Și președintele a considerat că nu are ce judeca în felul ăsta. Ne-a dat cuvântul în fond. Practic am repetat ce am scris în rechizitoriu. Și chiar mă gândeam, zic, lasă că dacă declară recurs, să reia dosarul. Și atunci se remediază foarte multe lucruri de și chiar de procedură. Însă n-a fost să fie așa. Deci avocații, când au luat cuvântul, au fost mai vehemenți decât mine în a critica politica lui Ceaușescu și pe cei doi soți. Atunci am realizat că ce va urma. Eu am plecat din sală la un moment dat pentru că procurorul nu participă alături de judecători la luarea deciziei. Chiar ieșisem din clădire în momentul în care am auzit în spate vociferări și am văzut pe cei doi ținuți fiecare de câte doi militari, că îi aduceau cam în viteză
au trecut pe lângă mine, unul din ei chiar a zis, hai mă, mai repede să nu ne filmeze ăsta, le era teamă și lor de, că vor fi recunoscuți, oricum. S-au dus cu ei până lângă zidul acela în care a avut loc execuția. El nu zicea nimic, dar ea țipa pentru, și cred că o dureau mâinile, fiind femeie în vârstă și cu mâinile legate la spate și o duceau pe sus, tot îi certa pe militari. Și numai că ăștia de viteză și de frică și de emoție ce s-a întâmplat în ziua aia, i-au pus lângă zid și fără niciun ordin s-au început să retragă și au început să tragă în ei. Eu cred că Elena Ceaușescu a leșinat pentru că au tras în ea fiind căzută jos, căzută pe cimentul ăla de lângă zid, iar la Ceaușescu au tras la picioare, a sărit în sus și a căzut flectat pe spate, urmână. Până când a apărut generalul Stănculescu, sau era pe acolo, care a ordonat încetarea focului, în momentul ăla a apărut și cel care filma, a filmat ultimele momente când erau deja ale execuției, și generalul Stănculescu a ordonat unor militari, nu, a venit medicul militar și a constatat decesul celor doi. După aia a ordonat unor militari să aducă niște foi de cort, au învelit cadavrele, le-au dus în elicopterul cu care venise generalul Stănculescu și au plecat cu cadavrele la București. În 1989 simțeam teama, simțeam pericolul. Pe stradă toți oamenii mergeau cu capetele plecate, trăiam în frică, dar când stânga tace, dreapta tace, taci și tu. Adevărul este că toți tăceam. La Revoluție aveam 26 de ani, îmi trăiam tinerețea fără bătaie lungă. În decembrie 1989 aflasem de protestele din Timișoara, mă cuibărisem în pat și ascultam Europa Liberă. Erau reportaje realizate pe străzile orașului. Am auzit țipete și rafale de împușcături. M-au îngrozit. Nu auzisem niciodată așa ceva. Regizoarea Olimpia Arghir a făcut un apel către actori ca să venim să apărăm televiziunea de teroriști. Așa că am plecat să o apăr. Am luat caietul de poezii al tatălui meu și am mers pe jos până acolo. Se trăgea. Erau răniți în jurul meu. M-au lăsat să trec de primul filtru pentru că m-au confundat cu nevasta teroristului Vlase, care trebuia să aducă schițele cu rețeaua tunelelor de sub televiziune. Nu am trecut de al doilea filtru. Când au aflat că nu sunt nevasta teroristului Vlase, au urlat să dispar imediat pentru că sunt țintă vie. Mi-au urlat să o iau târâș înapoi, ceea ce am făcut. În drum spre casă, m-am oprit să-mi trag sufletul într-o piațetă. Se trăgea, dar nu era nimeni. Mi-am dat seama că erau doar simulatoare de sunete instalate pe blocuri. Atunci am avut pentru prima dată senzația că totul este o minciună. La 19 ani m-am folosit de pile ca să fac armata în București. Am dat o damigeană cu vin ca să fiu mai aproape de actorul Dan Puric, cu care mă pregăteam pentru admiterea la facultatea de teatru. Inițial eu am fost la infanterie, carne de tun sau iepuraș de câmp, cum se spune. Eram la pluton, pază, obiective. Adică făceam gardă cam câte 3 ore pe zi. Apoi am venit în unitatea 0-12-10 din drumul sării. În decembrie 1989 știam și auzisem că pe 14-15 decembrie au avut loc mișcări de protest în Timișoara. Noi în București nu am primit niciun ordin special. Pe 19 decembrie, pe la ora 3, am primit învoire să merg la repetiții de teatru. Eram sergent pe merite artistice. În jur de 8 seara m-am întors și am găsit unitatea cu pături în geam. La intrare în unitate, ni s-a comunicat indicativul Radu cel Frumos, adică trecerea armatei de la starea de pace la starea de război.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, în numele tuturor pionierilor și șoimilor patriei din județul Iași, vă mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru vizita efectuată și vă promitem că vom răspunde cu angajamentul nostru solemn de a munci și a învăța, de a nu precupeți niciun efort pentru a fi la înălțimea glorioasei epoci pe care o trăim. Eu am fost recitatoarea lui Ceaușescu. L-am pupat pe Ceaușescu de vreo 5-6 ori. Îi duceam florile, îl întâmpinam, îi recitam. Prima experiență a fost în jurul vârstei de 10 ani, în apropierea Iașului, la podul Iloaiei. Eu i-am spus cuvântul de întâmpinare. Înainte să ne întâlnim cu Ceaușescu, treceam printr-un control medical. Nas, gât, urechi, ni se spunea mereu să venim și să arătăm impecabili, impecabili. Pantofi negri de lac cu baretă, șosete albe 3/4, fustă plisată, o palmă deasupra genunchiului, cămașă albă, cravată roșie. Era o competiție între noi, să nu greșești, să nu răgușești, să nu fii înlocuit. La 10 ani am fost înlocuită dintr-un spectacol pentru că mi s-a umflat falca de la o măsea. Am suferit teribil. Ion Iliescu a confiscat Revoluția. La puțină vreme după 22 decembrie a fost convocată o ședință fulger a biroului executiv CFSN. Toți cei 11 eram acolo. În capul mesii era Iliescu, în dreapta mea Petre Roman, în fața mea, în dreapta, Silviu Brucan. Silviu Brucan a vorbit mult despre obligația pe care o are Frontul Salvării Naționale de a se transforma în partid, de a participa la alegeri și, evident, de a avea un lider. Iliescu, Roman și cu Brucan se vorbiseră înainte. Și Brucan a anunțat decizia lor de a mă avea pe mine ca lider al FSN-ului și ca posibil viitor candidat la președinția României. Nu fusesem membru în Partidul Comunist, eram actor cunoscut, ieșisem pe stradă, fusesem implicat în Revoluție, apărusem la televizor. Eram perfect din punctul lor de vedere, de fațadă și ușor manipulabil, credeau ei. Am râs și le-am spus, păi, dacă ar fi să primesc, primii care trebuie să plece de aici sunteți voi. Au râs și ei, am râs și eu, am tăcut, m-am ridicat și am plecat de acolo pentru totdeauna. Ce face? Am început să studiez mai cu deamănuntul care a fost fenomenul terorist de după 22 decembrie, mai ales că până la urmă acolo este poate miza cea mai importantă a Revoluției, fiindcă acolo au murit cei mai mulți români. Nu? Peste 800 de oameni au murit după 22 și în toți acești ani au fost atâtea teorii ale securității în general, care au picurat în mass media, dominată de informatorii securității, de Ion Cristoiu, de Sorin Roșca Stănescu, de Alex Mihai Stoinescu, erijat într-un mare istoric, care a scris zeci de cărți despre Revoluție. Mi s-a părut inimaginabil că această narațiune a prins cheag și a devenit moneda curentă, mainstream-ul teoriei asupra Revoluției Române, a originat la securitate. Chiar la securiști, Sadea, Rogojan, Troncotă, Corvin Lupu, Mălureanu, Vasile Mălureanu, toți care au rămas în SRI, generali, foști ofițeri de securitate, ajuns generali, și bineînțeles Iulian Vlad, care a decedat acum câțiva ani și a fost salutat ca un erou de o parte a mass-mediei românești. O rușine pentru istoria acestui popor, istoria recentă, că nu ne cunoaștem
eroi, în primul rând, fiindcă a fost o revoluție eroică, a fost o revoluție populară, ei bine, toate aceste probe demonstrează că nu a fost o lovitură de stat, așa cum foarte facil a fost acceptat de, din păcate, chiar de mare parte a spectrului ideologic al nostru. Opoziția, cum se numea pe vremuri, au luat în brațe teoria, fiindcă era contra lui Iliescu și e ceva facil, ușor să îl dai vina tu pe Iliescu. Aș vrea să fie clar, îl consider pe Iliescu vinovat de foarte multe lucruri grave, de crime împotriva umanității, dar nu pentru revoluție. Dosarele, probele, mărturiile, documentele istorice arată că omul nu a pus la cale nicio lovitură de stat. Nu a fost lovitură de stat. Lovitura de stat, dacă a existat, a fost a poporului român care a pătruns în CC. Au fost 100.000 de oameni care, începând de dimineața zilei de 22 decembrie, de fapt, tot începuse, după cum se știe, de pe 21 seara, revoluționarii de pe 21, adevărați eroi ai acestei revoluții și a istoriei noastre, s-au dus în cartierele bucureștene, au împrăștiat chemarea la revoltă și în dimineața respectivă s-au scurs către centru, către CC, cu zecile de mii de muncitori din toate cartierele bucureștene. Și am descoperit că ce s-a întâmplat după 22 a fost un plan, implementarea unui plan bine stabilit de Ceaușescu, cu ani în urmă, dar în special în anii 80 s-a pus la punct acest plan. Am găsit elementele acestui plan în documentele securității și care se numea Planul de Rezistență pe Teritoriul Vremelnic Ocupat de Inamic. Nu era vorba de un inamic străin, era vorba de un inamic intern. Care inamic intern? De cine era frică lui Ceaușescu? Știm că existaseră revoltele muncitorești din Valea Jiului, bineînțeles de la Brașov în 87, și de atunci s-au luat niște măsuri la față, la vedere, ordinul 2600 al Ministrului de Interne, de reprimare, care să folosească și armata în cazul unei revolte interne, dar s-au definitivat și planurile luptei de rezistență în cazul în care dictatorul ar fi înlăturat de o revoltă populară de tipul celor de la din Valea Jiului și de la Brașov. Bineînțeles, lui cel mai mult era frică de puterea maselor din București și a muncitorilor, dacă și a armatei, de fapt. Până la urmă, cheia revoluției și până în 22 și într-o mare măsură și după 22 a fost armata. A pactizat cu poporul. Înainte de 22 nu a făcut-o explicit. Se știe că mulți din capii armatei au transmis ordinul să se tragă, să tragă armata în poporul răsculat pe străzile Timișoarei. Ordinul s-a transmis, Ion Comana și recunoscut, nu? Membru CPX, trimis la Timișoara, a dat ordin, Milea la fel, Stănculescu a fost și condamnat, Gușe, Ilie Ceaușescu, toți ăștia au dat ordine să se tragă la Timișoara de către armată. Securitatea, regimul vrea să scoată armata în față. Armata, dacă trăgea armata, era o chestiune de legitimitate, de creștea, să spunem, greutatea acestui răspuns, fiindcă s-ar fi înțeles că se trăgea împotriva dușmanilor externi. Ceaușescu a încercat să proiecteze, să externalizeze vinovăția pentru această represiune, pretinzând că ne-au atacat ungurii. Armatei, am discutat cu soldați români din perioada aia care își făceau stagii, li s-au spus că sunt ungurii pe străzi și vandalizează, ne distrug avuția națională, vor să sfârtece teritoriul național, patria. Deci era o propagandă intensă naționalistă să-i convingă pe soldați să tragă. Și nu au tras în cea mai mare parte. Au murit 100 de eroi timișoreni, dar nu au tras armata, nu a tras în plin. Dacă ar fi tras, erau cu tancuri, erau cu aruncătoare de grenade pe străzi, ar fi fost o baie de sânge, nu se pune problema ce s-ar fi întâmplat, ar fi fost un coșmar. Deci au tras
în principal securiștii. Acum, după 22, n-au mai tras la vedere, nu mai erau în dispozitive militare și erau ascunși. Au trecut la lupta de rezistență, care e o luptă ca la carte. Am găsit exact principiile și modul de implementare a acestei lupte în documentele de la CNSAS, în o luptă de gherilă urbană. Stăteau ascunși în blocuri, în case conspirative, în general la etaje înalte, în podurile caselor, pe terase, în jurul obiectivelor principale. Aceștia au fost teroriștii. Grosul au fost ofițeri din USLA, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă a Securității, principalii cadre și cei mai bine antrenați, dar erau și din Direcția 5, din Securitatea Municipiului București și alte direcții ale securității. Am descoperit un lucru foarte important, care iarăși nu s-a vorbit de el și n-a fost scos la iveală timp de 30 de ani. Securitatea nu a fost dezarmată pe 22 decembrie după amiază, cum au pretins și securiștii, și până la urmă a intrat în folclorul popular. S-a acceptat. Securitatea a făcut un pas înapoi, chiar și regizori și agenți din mass media care au făcut servicii securității în felul ăsta, au pretins că securitatea s-ar fi retras și nu ar, din cauza asta nu ar fi tras. Ei bine, nu s-a retras, nu a fost dezarmată. Predarea, primirea armamentului securității către armată s-a făcut începând din 26, când deja nu prea se mai trăgea, când aproape că se terminase lupta de rezistență. De ce? Apropo, de ce s-a terminat lupta de rezistență? A fost ucis Ceaușescu. Obiectul principal al luptei de rezistență, să ne aducem aminte, era readucerea dictatorului la putere, a comandantului suprem. Timișoara, 17 decembrie 1989. Miliția, nu, treacă mi creez două munițe de luptă. Toate, merg, în parlamentul, în dosare, în servicii oameni și tine, în cealaltă zonă de pescare. În zilele de 16 și 17 decembrie, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente. Strada izvorul Mureșului, izvorul Mureșului la o grădiniță, arde în curs, de acolo le arde niște butoaie, au dat copiii. Aceasta da o... Alo! 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 Te prezint și tu spui, arăți, arăți că lucrezi. Da. La un apel. Am învins! Victoria poporului, Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost prinși. Ei sunt la Târgoviște arestați. Să ne putem reorganiza pe baze democratice. Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale. Vă vorbește Ion Caramitru. Nu mai trageți! Armata e cu noi, priviți! Nu
sunt inculpat cu președintele României, cum a stat și voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale și a reprezentanților clasei muncitoare. Tribunalul condamnă la pedeapsa capitală. Nu mai trage nimeni. Negând revoluția, e ca și cum ai tăia încrederea unui popor în el însuși. Încrederea că are puterea oricând să iasă pe stradă, să schimbe un sistem politic, așa cum a făcut în 1989. Oamenii au ieșit pe stradă ca să schimbe regimul comunist dictatorial, cu riscul de a fi împușcați, ba care au ieșit și mai mulți când au început să fie împușcați. Să negi valoarea acțiunilor oamenilor care au ieșit să protesteze, în condițiile în care riscau să fie omorâți și în condițiile în care chiar erau omorâți, să negi importanța și impactul curajului lor, înseamnă să negi curajul unui popor. Iar asta e forma sub care crimele împotriva umanității prind curaj. În România s-a schimbat regimul politic în 1989 pentru că a ieșit poporul pe străzi. Doresc să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o nu a fost tot cu clanul Ceaușescu? Lăsăm în pace. De ce să este miliția care a fost ai lor? Miliția și securitatea, armata a fost cu poporul. Noi suntem poporul! 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 Veniți cu noi! Veniți cu noi! Veniți cu noi! Veniți cu noi! Voi sunteți români! Și voi sunteți români! Copiii mei, risc pentru ei, am trei copii! Să primez? Da, ești român, da? Român, sunt. Ești comunist? Sunt regizor, nu sunt comunist, sunt regizor de film, uite. Și vreau să primez lucrul ăsta. Lasă-mi în față. Finează, să stăm o să rămână. Finează, nu plec de aici. A tras în noi, domne, când să luăm, când să luăm răniții care i-a călcat, au tras în noi. A tras în noi. Noi suntem poporul. Noi suntem poporul. Filează adevărul. Securitatea a tras în oameni. Te manifeste. Ia să vedem ce scrie. Noi suntem puterea. Puterea poporului.